sau a neamului din cele mai vechi timpuri până în prezent. Dacă nu cunoașteți parametrii cronologici, trebuie să scriți orientativ sau în an, sau scriți, eu știu, iată, de exemplu, de la origini până în prezent, sau, înțelegeți? Fiindcă în arhive lucrul se face, cred eu, probabil că la nivel matematic, și dacă ai scris că din anul 44, de exemplu, până în 70 sau 91, documentele din 40 nu o să vă dă nimeni, măcar fătii, cum s-ar zice, mort în popșoi. Nu o să-ți dă nimeni nimic. Se dă de când ai scris, pentru că în cerere așa este stipulat. De aceea, mai bine, de fiecare dată când faci din start o cerere, ea se cuprinde un areal mai mare, ca pe urmă să nu aveți singure probleme. Câteodată un document sunt legate unul de altul. Și dacă ai citit un document, ai studiat cu anul 44, de acolo îți face trimitere la alt document din 40. Tu nu poți să ceri, pentru că tu nu ai arătat în cerere acest lucru. M-ați înțeles, nu? Mai departe, vreau să zic că cu cererea și cu documentele care v-am spus, intrați la audiență la directorul Arhivei Naționale. Domnia sa citește cererea. Dacă are vreo întrebare, ceva vă dă, voi răspundeți și vă vizați la această cerere. Cu cererea respectivă, vă ridicați la etajul 2, în sala de studiu, unde este șefa serii de studiu, care îi dați cererea, îi dați să-i prezentați copia buletinului de identitate și vă dă niște formulare, niște lucruri acolo, nu știu, birocratice, care să le îndepliniți. Unde învățați, cu ce vă ocupați, și mai departe. Adrese, telefoane, și mai departe. Și vă spune că în 2-3 zile, vă spune data când să veniți după permisul de acces în arhivă. Veniți la data respectivă și primiți acest permis de acces în Arhiva Națională. Eu acum vă dau un exemplu cu Arhiva Națională, fiindcă toate sunt identice și la Arhiva Organizațiilor Social-Politice și la alte arhive, deci e același lucru. Permisul se eliberează pentru un an întreg. Deci acest permis este valabil un an întreg. De aceea majoritatea cercetătorilor la început de an îndeplinesc formalitățile respective și își fac permis pentru tot anul întreg. După ce ați primit acest permis, deci puteți direct ca să vă, să începeți a studia subiectul care vă interesează. Ce trebuie să faceți ulterior? Vreau să zic că cereți în drumătorul arhivei. Majoritatea arhivelor care se respectă, mai ales Arhiva Națională, Arhiva Organizațiilor Social-Politice sau alte arhive departamentale care au o pondere în societate mare, sunt foarte importante și sigur că au. Iată, vreau să vă arăt cum arată ele. Vreau să zic asta, eu vă arăt acum în drumătorul Arhivei Naționale, în două volume, volumul 1 și 2. Prima parte este până la 1918 și a doua parte de la 1918 până în prezent. M-ați reluați acest îndrumător și căutați ceea ce vă interesează. Fiindcă este foarte bine gândit și este ușor de regăsit. Dacă vă interesează ceva, să zicem, legat de geografic, sunt inventare unde găsiți acele care vă interesează. De exemplu, iată, eu vreau să vă arăt două inventare. Iată cum arată un inventar. Acesta este vechi, acum, din câte am înțeles, se lucrează ca să fie tradusă, fiindcă în perioada comunistă, inventarele toate erau făcute în limba rusă. Deși majoritatea documentelor în română, dar erau scrise în limba rusă. De aceea, probabil că, nu știu, poate că special, nu știu.
Iată, alt inventar. Ambele inventare astea sunt inventare geografice. Așa? Deci cuprinde tot arealul geografic din Basarabia, actuala Republică a Moldovei. Și, de exemplu, vă trebuiește, eu știu, iată aici este satul, să zicem, Gura Galbenă. Ele sunt așezate după alfabet și ușor de lucrat cu ele, de care îi cunoaște, fiindcă vă spun că sunt limba rusă. Acolo, la Arhiva Națională, din câte am înțeles, au început, nu știu dacă au terminat, să facă inventarele, să întocmească inventarele în limba română și atunci probleme nu sunt. Vreau să vă mai spun că mulți cercetători veniți din România ca să lucreze cu documentele din Arhiva Națională, practic nu puteau să facă lucrul ăsta, fiindcă inventarele erau în limba rusă și trebuia cineva să le traducă. Mai puțini cunoșteau limba rusă, din generația poate mai matură, dar băieții tineri după universități din România veniți nu prea pricep. Și era foarte dificil. Sigur că cel mai bine se cunoște mai multe limbi. Nu sunt împotriva la nicio limbă. Cel care cunoaște mai multe limbi, acela e pe cal alb și poate să soluționeze orice problemă. Cunoașterea limbilor străine este majoră. De aceea vreau să înțelegeți că după ce ați luat master îndreptarul și ați găsit ceea ce vă trebuiește, trebuiește să faceți comandă de dosarele respective. De pildă ați găsit. Am zis că cele trei balene este fundul, inventarul, dosarul. Așa? Și ați găsit în drumător, ați găsit, să zicem, iată, vă dăm un exemplu, fondul 1418, inventarul 1, dosarul 185. Ce este aici? V-am spus cele trei. Fondul, inventarul și dosarul. Ce este aici? Este Chișinău, județul Răpușna, listele comercianților, negustorilor din anul 1938. Deci vă dați seama, toți cei care se ocupau cu comerțul în anul 1938 sunt înscriși aici și e puțin să zic că e lista lor numai, dar este ce au ei în posesia sa, de exemplu, o moară sau un magazin, dugheană, multe altele. De exemplu, vă interesează ceva, fiindcă v-am spus că arhivele sunt legate nu numai de istorie, asta e numai o parte. În arhivă găsește, v-am spus, și de chimie, și de biologie, și de matematică, și de ce doriți. De exemplu, vă interesează o personalitate. Vă interesează o personalitate și vreți, v-ați impus ca să scriți un articol. Sau, eu știu, chiar să desfășurați o cercetare mai amplă. Să zicem despre George Enescu, așa? Compozitor cu renume. V-ați putea să vă gândiți că de unde poate să fie documente despre George Enescu în arhiva de la Chișinău. George Enescu nu s-a născut aici, George Enescu nu a copilărit aici, n-a învățat aici. De unde poate să fie? E că este. Fiindcă domnia sa a avut și concerte aici și întâlniri, și toate acestea se înregistrează și se plasează periodic în arhive. Și iată aici am un exemplu. Fondul 679, inventarul 1, dosarul 6152, partea 1. Și încă i-a arătat și fila 271-273. Deci trei foi despre George Enescu în Arhiva Națională. Acest fond este un fond care
pentru dumneavoastră necunoscut, e pentru mine foarte cunoscut, pentru că tot ceea ce e legat de fondul 680 în sus sunt documentele poliției, a jandarmeriei și a siguranței române. Deci, atunci când erau organizate niște întâlniri cu artiști, scriitori sau altceva, întotdeauna participa o persoană civilă care trebuie, o cenzură, da, care să fie alături, să vadă, să comboreze, să simtă acest lucru. Deci, v-am dat două exemple ca să înțelegeți, deci, fondul, inventarul, dosarul. Din acest îndrumător ați găsit ceea ce vă trebuiește și ce faceți dumneavoastră? Că aici nu este tot. Dumneavoastră, de aici vă alegeți numai fondul. Găsiți numărul fondului de care aveți nevoie. După ce ați găsit numărul fondului, trebuiește să cereți inventarele acestui fond. Inventarele acestui fond. Ce înseamnă inventarele? Acestui fond, deci este practic lista la toate documentele care le cuprinde acest fond arhivistic. Și când aveți de acum inventarul, din inventar dumneavoastră puteți ca să dați comandă de dosarele necesare. Este o fișă specială, iată așa e de dimensiuni, iată așa de dimensiuni, pe care dați comandă. Se scrie numele mic, data, tema pe care o studiați și pe urmă merge niște despărțituri, fondul, inventarul, dosarul, fondul, inventarul, dosarul. Pentru o singură dată aveți dreptul să dați comandă 10 dosare. 10 dosare. Deci, dumneavoastră ați ales din inventare acele dosare și le dați șefii serii de studiu. Șefa serii de studiu o primește această comandă și vă spune că trebuie să veniți peste 7 zile sau 10 zile și comanda o să fie executată. Deci veniți la termenul cuvenit și deja vă așteaptă, eu știu, 10 dosare ca să începeți a lucra cu ele. Acum, la întrevederea noastră de astăzi, am venit de la celălalt liceu, la Vasile Alexandrii, și m-au întrebat, domnul Alexandru, dar noi, iată, să zicem, ne-am așezat și am început a găsi documente care ne interesează. Poate să le facem copii sau să le facem, eu știu, să le fotografiem și așa mai departe. Da, se poate, sigur că se poate. În primul rând, dumneavoastră puteți tot pe așa o fișă, este specială pentru dat comandă, unde dați comandă. Și scrieți, pentru xerocopiere, și scrieți fondul, inventarul, dosarul, numărul la pagină, de când până unde trebuie să vă facă xerocopii. Clar ori nu? Deci, și pe urmă, pe parcurs, vă se execută această comandă. Dar în afară de asta, acum nu prea... Sau contracost? Contracost, sigur. Contracost. Și vreau să vă spun că comparativ este destul de, nu știu, poate chiar costisitor, aș zice, fiindcă dacă o xerocopie poți să o faci cu 20-30 de bănuți maxim, 30, aici trebuie să plătești pentru fiecare foaie minim 2 lei. Fiecare foaie. De ce? Pentru că vă se pune la dispoziție informație unicală. Asta este. De aceea vă sfătui ca să nu vă orientați la xerocopiere, ci la scanare sau la fotografie. Aveți dreptul să veniți cu aparatul fotografic și să fotografiați. Dar numai în cazul, după ce ați avertizat administrația și indicați ce cadre vreți să le fotografiați
Și aici mă iese mai ieftin, pentru că fiecare este acolo dat pentru un număr de dosare, pare că la 5 dosare, trebuie să plătiți 50 de lei. Vă asigur că este ieftin. Vă asigur că este ieftin și vă spun de ce. Fiindcă sunt dosare de 10-12 foi, dar sunt dosare de 6-7-800 de foi. Dar aici se numără numărul dosarelor, dar nu numărul foilor. Adică e foarte rentabil ca să faci acest gest și fotografiezi în liniște și în voie. Sau același lucru este fișa și dai comandă și ți le scanează în variantă electronică și ieși adresa electronică și vei trimite după ce, clar că după ce ați achitat. La scanare e 15 bănuți 4. Adică e cea mai ieftin să le scanați. Dați comandă și vă le scanează toate acele care le-ați indicat. Și pe urmă, atunci când le-ați primit, sigur că trebuie să verificați neapărat acest lucru. Așa de repede a trecut timpul, că eu nu m-am orientat. Dacă am vrut să vă arăt foarte multe, chiar am adus acea torbă, iată, este îndrumătorul Arhivii Organizațiilor Social-Politice. Același lucru ca și la Arhiva Națională, numai că fondurile lor deja. Ce înseamnă Arhiva Organizațiilor Social-Politice? Asta e fost Arhiva Comitetului Central la Partidul Comunist al Moldovei. Deci documente, vă spun eu că am lucrat acolo ca șef de secții, de valorificare a documentelor. Documente, unul ca unul, tai respirația. Sunt niște lucruri jos pălărie. Chiar le spuneam cum am găsit un document. Ivan Ivanovici Bodiu, până ajunge primul secretar al Comitetului Central, a lucrat șef de direcție la Comitetul Central. Și a fost într-o vizită de lucru într-un colhoz. Și după ce s-au terminat toate, este o cumpărat doi purcei și s-a întors înapoi la Chișinău. Prin diferite asta mijloace, vreau că s-a aflat lucrul ăsta și s-a aflat că Ivan Ivanovici Bodiu a cumpărat acest purcei. Vă spun din documente de arhivă, nu vă spun pe terenie. S-a aflat că el a achitat suma pentru un colhoznic. La colhoznicilor li se da aceste la un preț mai mic, dar nu preț de stat. Prețul de stat era mai mare. Adică diferența era undeva la 12 rubli undeva. Dar a fost chemat la biroul Comitetului Central. A fost terferit din cap până în picioare. I s-a dat mustrare aspră, asta vă spun tot din documente de arhivă, i s-a dat mustrare aspră, a fost impus ca să se ducă acolo în sat să plătească diferența dintre costul de colhoznic și costul de stat. Și vă dați seama că printre astea undeva i-a fost șterbită și autoritatea, sigur că da. Deci, erau și în perioada comunistă, erau multe cazuri, foarte multe cazuri și mai interesante și mai haioase. Acum vedeți că s-a furat 1 miliard, de fapt s-a furat 7 miliarde, să știu de la mine, că de asta sunt lucrător de arhivă atâția ani. S-a furat 7 miliarde, nu 1. Dar se vorbește numai de 1. Și s-a furat 1 miliard și vinovatul e mortul. Nu-s vinovieți, nu-i nimeni vinovat, că nu-i nimeni nu stă la pușcării, nimeni, tot e asta. Dar atunci nu s-au plătit 12 rubli pentru purșel, care l-au cumpărat, l-au adus, l-au asta, și au fost, cum să zic eu, i s-a pierdut și autoritatea și multe. Da, sunt niște lucruri care... Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați găsit posibilitate și timp și dacă aveți întrebări, o să fiu bucuros ca să vă răspund la ele. Vă rog să vă notați adresa mea electronică, fiindcă sunt care sunt mai modești, sunt mai îndrăzneți și dați-mi întrebări care vă interesează, o să vă răspund cu mare plăcere și nu vă obligă la nimic. Scrieți cronicarul A, litere mici,
cronicarul a aron@gmail.com. Asta e adresa mea și puteți să-mi adresați întrebările respective. Vreau să vă mulțumesc prin intermediul doamnei director care a căzut cuvință și vreau să vă spun că am pornit să facem un lucru foarte mare și important, fiindcă în fiecare lună o să ne întâlnim, deci așa probabil că așa o să fie, o să merg la Vasile Alexandrescu, urmă la dumneavoastră, câte o oră. Și vreau ca să vă gândiți bine la un subiect care vă interesează și vreau să alegeți o persoană care o să vă țineți. Trebuie să fie lista celor care într-adevăr vor să facă o descoperire, vor să facă o cercetare și să ne vedem de acum în luna martie. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă aștept cu drag luna viitoare. Dacă aveți întrebări, sunt la dispoziție. Și eu zic, când eu